Ați câștigat pentru a doua oară în 4 ani Marele Premiu al Salonului de la Geneva. Cum ați reușit să determinați conducerea salonului să încalce tradiția de a nu acorda acest premiu mai mult de o singură dată? Foarte greu, dar cred că până la urmă convingător a fost, pe de o parte, valoarea intrinsecă a invenției, dar, pe de altă parte, modul absolut convingător în care ne-am prezentat acolo. Am mers cu o echipă de 6 colegi costumați în uniforme de aviație, cu o desfășurare impresionantă de material multimedia, filme în engleză, franceză, germană, materiale printate, un model real, funcțional, inclusiv un avion pe care l-am demontat la București, l-am transportat în bucăți, l-am reasamblat în hala expoziției. Deci ați câștigat fără drept de apel. Fără drept de apel, chiar cu câteva zile. În primele zile de expoziție, ceilalți inventatori, expozanți ne compătimeau pentru faptul că am luat în 2009 Marele Premiu și că, din păcate, o invenție a tot a noastră, acum mai bună, nu va mai putea lua din nou Marele Premiu pentru că ar încălca o cutumă a expoziției. Și satisfacția noastră și în ultima instanță și a lor de a vedea încălcată o astfel de cutumă a fost uriașă. Cineva, v-a cerut cineva acest produs sau cum s-a născut ideea de realizarea unui scanner pentru avioane? Da, originea produsului e undeva în urmă cu 5 ani când la Departamentul de Stat SUA, în cadrul unei conferințe pentru securizarea Irakului, noi am fost invitați să prezentăm soluțiile de scanare containere și camioane și într-o pauză de cafea un înalt oficial m-a întrebat dacă putem dezvolta și o soluție pentru scanarea avioanelor. Atunci, evident, nu aveam niciun răspuns, n-am știut ce să spun, decât că cel mult putem încerca. Am demarat un proiect intern de cercetare-dezvoltare care după aproximativ 3 ani și jumătate a început să concretizeze o idee, după încă un an un concept închegat din punct de vedere tehnic și al soluțiilor și după încă 7 luni un prototip funcțional. Acum ați mai contactat Departamentul de Stat al SUA? N-am apucat să-i contactăm noi pentru că ne-au contactat ei. Există un interes major în SUA pentru tehnologia noastră, de altfel singura care răspunde unei necesități de a radiografia avioanele. Având în vedere că există un trafic uriaș de narcotice din America Latină în America de Nord ca vector de transport aviația privată, și transportul sumelor de bani în cash, în lichid, echivalent al valorii drogurilor, care se transportă tot cu avionul înapoi în Africa, în America de Sud. Deocamdată nu există o soluție la această problemă, pentru că traficanții folosesc totdeauna compartimentele tehnice, cavitățile goale din fuzelaj, din aripi, din zona motoarelor, din zona trenurilor de aterizare, spații inaccesibile controlului fizic, vamal, pentru că autoritățile nu au dreptul să umble în acele spații decât cu asistența personalului de serviciu autorizat de fabrica producătoare a avionurilor. Clar că nu putem avea astfel de specialiști oriunde, oricând. Și cu acest scanner al dumneavoastră putem... Cu acest scanner, în un minut, în 2 minute cel mult, putem vedea orice obiect, oricât de mic, până la dimensiuni de ordinul milimetrilor, ascuns oriunde în avion. Și se pot detecta, deci, și drogurile. Da, avem un algoritm software automat de separare a substanțelor organice de minerale, deci colorăm diferit obiectele care apar în funcție de natura substanței din care sunt făcute. Mineralele le mai separăm odată în 2 nivele, minerale ușoare și minerale grele. Ori prin separarea asta, operatorul are indicații foarte clare cu privire la natura mărfurilor care se află în avion. Când veți începe să vindeți Roboscan 2M? Cu prima ocazie în care vom avea un client, sperăm, foarte curând. Producția o va realiza tot compania dumneavoastră sau o veți externaliza? Deocamdată producția va fi în cadrul companiei, dar avem în vedere un volum relativ mare de comenzi la care suntem încurajați, să sperăm, privind reacția foarte, foarte dinamică a pieții, și în cazul ăsta e clar că vom externaliza anumite operațiuni. Nu e exclus chiar să licențiem producție pe alte continente.
Câte astfel de scanere puteți realiza și în cât timp acum? Astăzi am putea realiza un maxim 30 de scanere pe an, cu capacitatea actuală. Evident că dacă vom fi puși în fața unor astfel de comenzi, ne vom adapta capacitatea în sensul de a o lărgi și, așa cum spuneam, de a subcontracta cu furnizorii anumite componente. Cât costă acest scanner de avioane și la ce creștere a veniturilor companiei vă așteptați odată cu punerea lui prețul, în vânzare? Prețul end user al scannerului în momentul de față este undeva între 3 și 3,5 milioane de euro în funcție de opțiuni, în funcție de dimensiuni, în funcție de varianta constructivă. Și având în vedere o valoare unitară atât de ridicată, e clar că cifra de afaceri pe care o sperăm în următorii ani va crește semnificativ. Mă gândesc la un coeficient de 2, 3, 5 probabil. De la cine aveți în momentul acesta, să spunem, precomenzile? Suntem în discuții foarte avansate cu un partener din Argentina, care pe 18 aprilie va prezenta soluția noastră administrației prezidențiale argentiniene. Avem discuții de asemenea destul de avansate cu o companie din Turcia, cu Turkish Airlines, și nu în ultimul rând cu Vama Elvețiană, care ne-a vizitat în stand după ce a văzut un reportaj la televiziunea elvețiană și au reacționat a doua zi la prima oră, prezentându-se în standul nostru și cerându-ne detalii, iar după o oră de dialog și prezentări au spus că vor face un raport pozitiv cu recomandarea către decidenți de a se cumpăra această tehnologie. Din partea statului român ați primit vreo cerere până acum pentru Roboscan 2M? Nu, deocamdată nu avem niciun contact oficial cu reprezentanții statului român pe această temă. Dar ajutor financiar din partea statului ați primit? Dacă mă întrebați pe tema Roboscan Aeria, nu. Este un proiect dezvoltat cu finanțare 100% din fondurile noastre și aici avem o durere. Am supus anul trecut acest proiect în cadrul unei competiții naționale de inovare și spre surprinderea noastră a fost evaluat și clasat pe locul 38 din 80 de proiecte în general și pe locul 12 din 15 proiecte la categoria securitate. Deci un concurs în cadrul ANCS, ca să ne dăm exact seama, e vorba ANCS de organizare. ANCS este organizatorul acestei competiții de finanțări publice pentru cercetare și dezamăgirea noastră a fost cruntă. Vârful de lance al proiectelor noastre, proiectul în care credem cel mai mult și care are potențialul de piață cel mai mare, și când spun asta vorbesc de potențialul României, nu neapărat al unei firme private, pentru că nefiind niciun concurent în toată lumea asta, România poate să fie prima țară din lume exportatoare de astfel de tehnologii. În aceste condiții, faptul că din 15 proiecte de securitate noi am fost în coada listei cu locul 12 a fost o deziluzie greu de explicat. Evaluatorii v-au dat și o argumentație? Din păcate, nu. N-am primit nici măcar o minimă listă de sfaturi. Uite, v-am depunctat pentru că v-am sfătuit să faceți așa ca să luați mai multe puncte. Pur și simplu ne-am trezit cu un punctaj atât de catastrofal pentru noi în raport cu valoarea intrinsecă a proiectului și dacă n-am fi crezut cu tărie în acest proiect, la o asemenea depunctare poate ar fi trebuit să ne gândim să abandonăm domeniul. Cu Roboscan 1 e primul produs cu care ați primit premiul la Geneva. V-ați dus și cu el în fața competițiilor naționale? Ne-am dus, da, după Geneva și atunci am fost mai norocoși și conducerea de atunci a apreciat valoarea proiectului și ne-a finanțat câteva generații ulterioare, de dezvoltări ulterioare. Aici iarăși vreau să fac o paranteză. Faptul că există un produs nu înseamnă că procesul de cercetare s-a finalizat. Dimpotrivă, este doar un început de drum și dacă nu investești continuu și masiv în cercetare, riști oricând ca produsul tău să rămână undeva în urmă. Deci investiția în cercetare trebuie să fie continuă și foarte, foarte intensivă pentru a păstra această ștachetă și caracterul de lider mondial. Cine sunt cercetătorii cu care lucrați? Sunt produse ale școlilor românești sau din afară? Da, am bucuria
să am o echipă de cercetători absolut senzațională. Vorbesc de 40-50 de cercetători, jumătate dintre ei au fost implicați în proiectul Aeria, sunt toți fără excepție produsul școlii românești, chiar dacă avem și aportul substanțial al unui coleg, îi spunem noi japonezul nostru, pentru că a revenit în România după o carieră de 8 ani de cercetare în Japonia și în domeniul roboților. Și, dar altfel, în afară de el, care este tot român, chiar mi-a fost coleg de liceu, toți ceilalți sunt produsul școlii românești și sunt de o valoare profesională indubitabilă și superlative absolute, fiecare în domeniul lui. De la ce universitate sau specializare provin preponderent angajații dumneavoastră? Din zona tehnică, evident, din zona politehnică, mai bine spus, calculatoare, electronică, fizică, avem și absolvent de matematică, pentru că facem foarte mult calcul cu element finit pentru simulări, absolvenți de fizică nucleară, din punct de vedere profesional. Avem și o foarte largă paletă în ceea ce privește vârsta. Avem cercetători foarte tineri, de sub 30 de ani, sau cercetători seniori în cadrul firmei noastre. Spuneați în interviul online cu cititorii hotnews.ro că ați avut printre angajați inclusiv un licean de clasa 10-a. Pe care acum... Cum ați reușit? L-am remarcat în, cred că în media, în presă l-am citit ceva despre el. L-am căutat, l-am adus la noi, i-a plăcut foarte tare ce facem. Ne-a plăcut și nouă felul lui foarte structurat și ingineresc de a gândi, deși nu terminase, era la jumătatea liceului. I-am propus o angajare, am și făcut-o. A lucrat la noi 2 ani până când a terminat liceul și acum îi finanțăm studiile în Germania la Universitatea Jacobs din Bremen. Urmând ca el să se întoarcă, nu dacă i-am pus dorește, această condiție, nu i-am pus niciun fel de condiție pentru această finanțare continuă de a-și îmbunătăți, de a-și continua studiile, dar evident că are oricând ușa deschisă să redevină angajat al firmei noastre. Ne spuneți cum îl cheamă sau Cornel, să ne... Cornela Mariei, nu este niciun secret, este un tânăr cu perspective foarte, foarte pozitivă din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, cercetarea românească trece în acest moment printr-un adevărat scandal. Care credeți că este soluția pentru o cercetare performantă inclusiv la stat? Există o singură soluție. Cel puțin un management privat al fondurilor publice de cercetare, dacă nu o detașare clară a unui segment majoritar din aceste fonduri, poate 70-80%, care să fie alocate exclusiv spre proiecte de natură aplicativă cu valoare comercială certă, cu valoare adăugată reală, dovedită și care să se regăsească rapid în economia reală. Pentru că dacă vom continua să aruncăm banii în niște proiecte de portofoliu care se finalizează cu niște dosare foarte frumoase, dar total inutile, fără să ne preocupe niciodată care este consecința, care este feedback-ul, care este urmarea acestor investiții în economie, din săraci vom deveni și mai săraci. În loc să folosim cercetarea ca pe o formă de a revitaliza economia românească, de fapt, cercetarea deocamdată este o zonă care absorbe fonduri publice fără să genereze mai nimic. Evident că sunt și excepții de la această viziune, că sunt și insule de performanță. În general, în zona privată, sunt și în zona publică, dar atât de puține încât în niciun caz nu pot șterge această anatemă de ineficiență cronică. Ați primit până acum oferte de cumpărare a brevetului de invenție pentru RoboScan 2M? Vorbim de Aeria? Da, de Aeria. Nu, și nici nu ne punem problema deocamdată să îl scoatem în piață, pentru că avem ambiția noastră de a-l scoate pe piață ca produs cu eticheta fabricat în România și abia după aia vom vedea dacă scoatem pe piață și know-how-ul. Dar deocamdată avem clar obiectivul să afirmăm această tehnologie ca fabricat în România, origine indubitabilă România, ca să răzbunăm marile invenții românești pierdute de-a lungul istoriei din diverse domenii. În ce privește primul produs, RoboScan 1M, sistemul de radiografiere a camioanelor, el a fost cumpărat până acum de vreo autoritate a statului român? Da, îl găsim în 18 birouri vamale de frontieră, la frontiera estică a României, care este și frontiera estică a Europei.
ca parte a programelor europene de securizare a frontierelor gestionate de România și, bineînțeles, și ca parte a Sistemului Național de Securitate a Frontierelor, sunt folosite intensiv. Chiar de câteva luni există un ordin al directorului general al Vămilor, vicepreședinte ANAF, de scanare 100%. Suntem în contact cu aceste noutăți pentru că echipele noastre asigură mentenanța și serviciul acestor scanere aflate în frontieră. Și România a luat totdeauna note foarte mari, 10, uneori 10 cu felicitări dacă căutăm un sistem de evaluare școlar, la tipul de tehnologii pe care le folosește în securitatea transfrontalieră. Deci sunteți parte a succesului din punct de vedere tehnologic pe Schengen? Suntem parte foarte activă, foarte consistentă și ne mândrim cu asta. Ne face plăcere să afirmăm că eforturile noastre au fost evaluate de cel puțin 20 de comisii de evaluare venite de la Bruxelles, Paris, Roma, Berlin sau mai de știu unde și fără excepție aprecierile au fost superlative la sistemele pe care le-am implementat în administrația Vămii. Există frontiera României pe care să Roboscan 1M să nu o acopere? Da, există, pentru că noi avem 18 unități în exploatare și România are cel puțin 24 de puncte de trecere a frontierei pe care rotiere vorbim. Fără să mai vorbim că la nevoile portului Constanța, 1-2 scanere înseamnă nimic la volumul de marfă care tranzitează portul. Acolo ar trebui o capacitate de scanare sensibil mai mare pentru a satisface și în port o eventuală scanare 100%, măcar pe perioade limitate pentru a realiza un studiu și a vedea tipul de mărfuri care tranzitează portul. Urmează un scanner pentru vapoare? Da, am primit această solicitare din partea pieții și ne gândim la o soluție pentru nave. Din partea pieței românești sau străine? Nu, piața străină. Totdeauna, cu excepția scannerului de camioane și containere care a venit ca necesitate în România, impusă de Banca Mondială în 2002, printr-un proiect al Băncii Mondiale, scannerul de avioane și scannerul pentru vapoare sunt solicitări venite din exterior, din străinătate. Deci ne puteți spune, măcar ca o concluzie rapid, care sunt punctele pe care le acoperiți? Constanța prin două scannere? Giurgiulești, lângă Galați, Albița, Stânca, Siret, Halmeu, Moravița, practic punctele mari de trecerea frontierei. Dar fac o paranteză, în momentul în care se dă un ordin scanare 100% în punctele dotate cu scanner, se constată automat o scădere a traficului prin acele puncte și o creștere a traficului prin punctele nedotate cu scanner. Ceea ce vorbește de la sine despre necesitatea de a avea frontiere impenetrabilă și de a avea câte un scanner în fiecare punct de trecere a frontierei. Deci nu se scanează tot timpul. Ele nu merg. Acum, spre exemplu, suntem într-o perioadă de scanare 100%. Pe de altă parte, trebuie să avem o abordare elastică. Există un imperativ de fluidizare a traficului mărfurilor prin traficului licit, legal. Uh-huh. Prin frontiere și măsuri coercitive care ar implica întârzieri foarte mari și pentru transportatorii corecți sunt de natură să introducă niște perturbații în mecanismele economice. Deci n-ar trebui să ne repezim rapid să condamnăm atunci când nu se face scanare 100%, pentru că trebuie să satisfacem și necesitatea fluidizării traficului, dar și necesitatea securizării frontierei prin un control riguros a ceea ce tranzitează frontiera dinspre spațiul ex-sovietic spre Europa. Pentru că odată ajunși în România, suntem în Europa, clar. Aveți date unde merg cel mai mult aceste scanere? Albița, fără îndoială. Numărul cel mai mare de scanări este la Albița. Vorbim de mii de scanări. Iar la Constanța? La Constanța nu avem o intensitate atât de mare de scanare. Nu știu din ce motive. Noi nu suntem implicați în decizia de a se... Nu participăm în decizia ce
când și cum se scanează. Noi doar trebuie să asigurăm mentenanța tehnică și când vă spun de număr, toate scanerele au un contoar de scanări care este accesibil pentru noi ca unitate service autorizată și știm din contoarul de service de scanări câte scanere a făcut fiecare scanner în parte. Aveți în vedere realizarea de experimente pe viitor la laserul care se va construi la Măgurele? Da, suntem în parteneriat, cooperăm cu IFIN de câțiva ani buni, e o cooperare foarte fructuoasă din punctul meu de vedere și cred că și din partea IFIN se vede la fel. Mai mult decât atât, suntem parteneri într-o inițiativă comună, foarte interesantă, clusterul de cercetare ILFOV, noi fiind ILFOV Nord, respectiv Otopeni, IFIN ILFOV Sud-Vest. Și practic am stabilit așa o punte peste București cu două centre de cercetare foarte active, foarte vizibile și național și internațional și fără îndoială că vom fi printre clienții și colaboratorii acestui proiect uriaș. România are o șansă uriașă prin acest centru de cercetare. Care sunt planurile de viitor? Am înțeles un scanner pentru vapoare, da. Unul dintre ele. Avem un portofoliu destul de mare de teme de cercetare. Noi suntem întotdeauna în criză de resurse pentru a le derula, nu de criză de inspirație, de a nu ști ce să facem. De pentru care efortul nostru este să stabilim prioritățile în această listă de proiecte potențiale. Vrem să atacăm zona medicală, a scanării radioactive medicală. Avem proiecte în metalurgie, nu în sensul de a deveni noi niște operatori în metalurgie, ci de a oferi soluții, tehnologii pentru acest domeniu și dezvoltăm în continuare securitatea bancară prin dispozitivul de protecție a bancomatelor împotriva furtului de date bancare. Care a obținut și premiul Geneva din partea presei. Care a fost premiat cu un premiu foarte valoros, premiul presei internaționale la Geneva, este situat pe locul 6 în ierarhia absolută a premiilor, din 50 de premii speciale, deci foarte sus. Și asta iarăși a fost o mândrie pentru noi.